Potrivit noilor reglementări, în acest an a fost schimbat și modul de angajare al profesorilor. Astfel, examenul centralizat de titularizare a fost înlocuit cu o triere a candidaturilor direct la nivelul școlilor. Mai exact, cadrele didactice nu vor mai susține examenul organizat de către inspectoratul școlar, ci se vor adresa direct unităților școlare în care doresc să predea. În acest an, ca noutate, este că concursul de titularizare nu se mai ține la nivel de inspectorate școlare, ci fiecare unitate școlară a devenit un centru de examen. Astfel că Școala Generală Igheduca este centru de examen numărul 32. În data de 30 am afișat lista tuturor candidaților care au fost validați, dosarele lor au fost verificate de către membrii comisiei și am avut și avizul juristului, inspectoratului școlar, astfel încât ei pot să participe la următoarele etape. Cea de-a doua etapă, așa cum se știe din metodologie, concursul de titularizare este format din două părți, o probă practică sau inspecție specială, care constă într-o predare a unei ore de curs la o clasă pe care o stabilește comisia și la o dată stabilită de către comisie și afișată printr-un grafic la fiecare unitate de concurs, la fiecare centru. Și cea de-a doua probă este o probă scrisă care are loc în 2 august. Noi am afișat în data de 30 graficul pentru toți cei 11 candidați pe diferitele posturi care le avem noi scoase la concurs, astfel încât în perioada 2 mai, 8 iunie, să poată să fie susținută inspecția specială sau cei care dau, cum sunt cei de la secția de muzică care dau probă practică, să susțină proba practică. La Școala Generală Igheduca, de exemplu, s-au înscris pentru cele 9 posturi disponibile 11 candidați. Posturile scoase la concurs sunt la educație fizică 2, pian și vioară câte unul și învățământ special 5.